anabaptiștii au introdus botezul credinței. La o vârstă matură, la o vârstă când înțelegi, când alegi tu să te botezi, să te încreștinezi tu singur. Alegi tu credința ta. În anul 1600, deci cam la aproape 100 de ani de la reformă, un grup de reformați anglicani care nu vroiau ca religia să fie de stat, erau pentru separarea religiei de stat și au fost persecutați, s-au refugiat în Olanda. Și în Olanda au auzit de anabaptiști, care acolo luaseră numele de menoniți, de la învățătorul lor, Menno Simons. Și le-a plăcut ideea botezului credinței, au primit și ei botezul credinței, dar ei s-au speriat de anumite excese ale unor ramuri din anabaptiști și au zis, noi nu primim decât ideea botezului și noi mergem înapoi în Anglia și ne definim acolo cine suntem de fapt. Și în 1611 grupul lor s-au dus cu unul Thomas Helwys, care a fost primul lor păstor în biserica din Anglia, care și-a zis Biserica Baptistă. Deci ei au schimbat de la anabaptiști, nu mai trebuie anabaptiști, vrei botezați. Noi suntem botezați. Deci așa au apărut baptiștii engleji și așa mișcarea baptistă în lume s-a format apoi după baptiștii engleji. Ei, unii s-au dus total la calvinism, alții un fel de semi-calvinism și unii s-au numit particular baptists, aia mai radicali, și general baptist, care erau mai deschiși pentru libertatea de alegere, nu predestinație absolută. Deci problema pentru ei era aceasta. Suntem totalmente predestinați și totul se întâmplă că totul e hotărât dinainte, ăștia erau radicalii, și sau Dumnezeu ne acordă libertate de alegere. General Baptist sunt ăștia cu libertate de alegere. Așa că asta e diferența la baptiști. Anabaptiștii s-au numit menoniți, apoi Amish, mai multe denumiri și toți s-au refugiat în America. Din cauza persecuției din Anglia. Și au făcut comunitățile lor, satele lor, care până astăzi și-au păstrat și limba. În America, când te duci, te schimbi imediat. Într-o generație nu mai sunt români, nu mai sunt ruși, nu mai sunt... Toți se topesc. Numai anabaptiștii s-au păstrat, au rămas, identitatea confesională. S-au păstrat și limba germană. Ei și acum au școli în limba germană.